să fac, că mai am puțin de trăit ca Tupac. Și Doliu în lumea muzicii. Nosfe a murit. Anunțul a fost făcut de Rava pe paginile de socializare. În vârstă de 37 de ani, rapperul activa atât pe plan solo, cât și în celebra trupă Shatra Benz. De asemenea, acesta a colaborat și cu Ruby pentru piesa Condimente. Te de succes! Potrivit Cancan, Nosfe ar fi făcut infarct în seara de 15 spre 16 octombrie 2022. Lumea muzicală e în șoc după anunțul că Nosfe a încetat din viață. Seara trecută, rapperul susținuse un concert. Nosfe avea pe lângă cariera muzicală și o familie împlinită. Era soț și tată și într-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, artistul povestea cum este în rolul de tată, dar și faptul că fiica lui moștenește pasiunea pentru muzică.